Româncile și înșelă bărbatul doar la mare. La munte, la coree, la podișuri, în câmpii și în alte forme de relief, pur și simplu la dorm. Așa zicea Nea Toma Caragiu, un mare actor al României, după spusele lui singura cacofonie legală din România, Ion Luca Caragiale. Deci românca e cea mai mare curvă din istorie, nici nu o pot numi femeie, și ca să vă dau un exemplu de ce, am lucrat în state cu filipineze, cu sudafricanci, cu columbienci, cu pizda, mame, nu câte nații, cu afroamericanci, cu sudafricanci, cu ce pula mea vor ăștia. Singurele care se puteau și primele care se puteau cu orice sclav de acolo, care îmi propuneau la că e american cu bani, erau româncele, măritate și cu copii acasă. Cum dracu. Și ca să... prelungim... Bă, tu mă dai afară din bar, mă! Mă, tu mă dai afară din bar, mă! Așa e gura liva de român că la beție. Până i-a făcut palesică un pumn în loc și l-a luat-o pe aia smurdu. Acum câți ani nu mai știu cât a fost cazul ăsta. Dar e un caz exemplu pentru proastă de româncă. Că numai astea au... gură și la subt și la prostit. Ca să vă demonstrez, vă bag o melodie ca să... de la fratele meu Chelu, ca să vă... exemplar ce înseamnă românca și ca să știți la cine m-am referit eu. Ha! Ce înseamnă subtul decât la mare. În alte forme de relief, munte, foiere, câmpie, mișuri, pur și simplu la doar. Sponsorizat de Stella Artois. Ce salariu de bazar? Nu se pătreabă orice fiind că bolnavă se treabă. Ce găsuge pe degeaba ce bani se leagă. Majoritatea neagă și părind în viață dragă. De pulă și bani pe mâine poate să leagă. Strențele acestea... E referitor numai la românce, nu altă femeie aici. Nu stări, nu vise, bărbomul. Dacă în spatele doamnei nu se ascunde o față, orice dat de societate duce mai departe. Lanzatoarea ta de ține prea multă dexteritate. Oameni să ne ajungi și sclavul curbei. Oamenește de ușor investiția lor pe viitor. Trebuiască Dumnezeu să le poată 40 de ani și să dai de o fufă. În fiecare zi de geamnă că te rădă. Dar mai dat poate să te Stai mă la chelul cu mine aia! Nu le știu! Rămân adorat din pe 200 și am zice orice ar spune, nu mă contrazice. Trebuie să aibă bani, să aibă vină, obligat mașina să muncească zilurină, original s-o întrețină. Dar vreau să facă tot ce vrea, fără discuții, și să jur pe rușuntură, satisfăcând necunoscuții. Și s-a întâmplat fie bine, s-o mați în timp ce vrei, dar să nu te tragă treapă, să dea colțul. S-o repare lui... am pățit ăstea, mă! Îl aveam pe unul roșu că ne-a pupat pe toți în pulă! Îi dădeam viteză la una, îi dădeam limbi în pistă! Culos, clar, e pistă, da! Bun. Caragiale! Ce salariu de bază ai? Bende la munte și la mare. Salariu de bază? Uite, e în pulă! Îți are pulă, asta e salariu de bază. Îmi închid ăștia canalul de YouTube, iară. Aici e salariu de bază. Băgă-mi aici pula mătă de curvă româncă.